Absolvenții de liceu care s-au înscris la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat vor susține probele în 5 centre de examen. Două dintre acestea vor fi organizate în municipiul Giurgiu. În municipiul Giurgiu vor funcționa doar două centre de examen, unul la Colegiul Național Ion Maiorescu. Aici vor susține probele scrise candidații de la Colegiul Național Ion Maiorescu, apoi candidații de la Liceul Tehnologic Ion Barbu, Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu, Liceul Teoretic Tudor Vianu și Liceul Tehnologic Miron Nicolescu. Cel de-al doilea centru de examen va funcționa la Liceul Teoretic Nicolae Cartojan. Vor susține probele scrise candidații de la Liceul Teoretic Nicolae Cartojan, desigur, Liceul Tehnologic numărul 1 Giurgiu, Seminarul Teologic Ortodox Teoptix Patriarhul. Alte trei centre de examinare vor fi constituite în județ, unul la Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu din Bolintin Vale, al doilea la Liceul Tehnologic Tiu Dumitrescu Mihăilești, unde vor susține examenul și candidații de la Liceul Mihai Viteazul din Călugăreni, iar cel de-al treilea centru va funcționa la Liceul Udriște Năsturel Hotarele, unde se vor prezenta și candidații de la Liceul Tehnologic numărul 1 Prundu. În județul Giurgiu, peste 1000 de absolvenți de liceu vor încerca să obțină diploma de bacalaureat în cadrul celei de-a doua sesiuni. S-au înscris 1078 de candidați, dar numărul acestora poate să crească, deoarece înainte de probele examenului de bacalaureat din cea de-a doua sesiune, au loc sesiunile de corigență pentru elevii care n-au promovat clasa a 12-a și dacă aceștia promovează, au dreptul să se înscrie la examenul de bacalaureat. Probele examenului vor începe pe 17 august și se vor încheia pe 28 august. Afișarea rezultatelor va avea loc pe 31 august, iar depunerea contestațiilor se va putea face în aceeași zi. Contestațiile vor fi rezolvate în zilele de 1 și 2 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 3 septembrie.